Conform statutului, adunarea de azi ordinară sau nu, nu este prea legală. Conform articolul 5, adunarea este convocată o dată pe an în sesiune ordinară. Ea poate fi convocată de Consiliu și în sesiune extraordinară, ori de câte ori este necesar. Dar noi nu avem acum un Consiliu legal cu majoritate funcțională, fiindcă Consiliul este organ de minim două persoane. Organizarea lucrărilor adunării generale este în sarcina Consiliului. Convocarea adunării generale va fi anunțată de către Consiliu prin notificare personală cel puțin două săptămâni înainte. Avem nevoie urgent să schimbăm statutul pentru că noi nu avem așa situație, ca să nu avem așa situație în viitor. Dima, gândește și formulează modificarea de statut pentru că noi am pus-o pe ordinea de zi și tu numai nu erai să o formulezi. Dar acum Consiliul și președinție și conducerea Hyde Park e toată în persoana lui Ion care îi mănâncă. Deci sau... el a convocat adunarea, el are puterea juridică să decidă. Asta înseamnă că a doua consilier nu avea voie... Dima, chiar dacă era consiliu din 35 de oameni și 34 își dădea demisia, acel care a rămas și nu are puterea... Pentru că are funcționerii asociației. Se blochează asociația, se închide, da? Nu e adevărat, tot trebuie cineva să ia act. Adunare extraordinară, nu prinde așa ceva. Ba da. Eu ca revizor zic că tot e legal. Dacă Dima nu e de acord, să ne dea în judecată. Și ca să convoce adunarea generală extraordinară, puteau și, na, câți, 5 membri sau nu mai știu cât, o treime de... Nu, mă ating să scrie că numai Consiliul poate convoca. Ia că Dima las propună... Ia ca să facem modificarea măcar. Hai să propună modificarea statut ca câțiva membri Hyde Park, un anumit număr, să poată convoca adunarea generală extraordinară. Nu numai Consiliul.